adresez, dar vă și citesc gândul pe care Părintele Mitropolit Teofan vi-l adresează cu recunoștință astăzi la împlinirea unei frumoase vârste pe care vă dorim să o rotunjiți și să o înveșniciți mai apoi. Cuvântul Părintelui Mitropolit se concretizează și în oferirea crucii Sfântul Ierarh Dosoftei, care se acordă pentru merite culturale deosebite dumneavoastră astăzi și voi da citire gramatei, se acordă domnului academician Alexandru Zub ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre pentru merite deosebite în păstrarea credinței și promovarea culturii creștine, semnează Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Domnul profesor a fost întotdeauna alături de noi, dar dincolo de asta simt că fiind aici la aniversarea lui, parcă reprezint întreaga mea generație pentru care el a fost realmente și prin opera, dar și prin viața lui un punct de sprijin. Anul trecut la aniversarea de la Putna spuneam că ceea ce a făcut domnul Zub și pentru ceea ce a plătit devenind deținut politic, a fost că a făcut legătura nu numai cu Ștefan cel Mare și cu Eminescu și Slavici, ci și cu tot ce a fost pe parcurs și ne-a dat nouă dreptul să ne considerăm continuatori a ce fusese. Prin el s-a continuat. Iar faptul că este încă viu, că este încă sănătos și că măicuțele de la Vărate că îl îngrijesc, dă așa o aură în plus vieții lui, absolut ieșite din comun.